La granița dintre județele Bacău și Harghita, în curtea unui centru de îngrijire a bătrânilor, au fost puse pe mese cele mai gustoase plăcinte din zonă. Organizatorii au creat un soi de întrecere, din care cei mai câștigați au fost musafirii. Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare din Hârja, gazda acestui eveniment, reunește parteneri și prieteni de suflet astăzi într-un centru social pentru vârstnici și copii al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Este un festival național în care toți oamenii vin și arată ceea ce este tradiția populară românească, portul, dansul, cântecul și spiritualitatea poporului român. Festivalul plăcintelor a ajuns la 13-a ediție, este un prilej de a promova gastronomia locală, dar nu numai, pentru că plăcinte se fac în toate zonele României, după cum s-a văzut în Alba Iulia pe piatră, pe lespede, în Neamț, celebrele poale în brâu, și am venit în primul rând să mă simt bine, să ne mai întâlnim cu colegii din Antrec, să vedem din nou această zonă minunată. Gospodinele au venit cu rețete care mai de care mai savuroase. Am făcut plăcinte poale în brâu, în cuptor tradițional pe lemne, crustafide cu brânză. E mai ușor de lucrat la cuptorul acesta decât la un cuptor electric sau... Nu este mai ușor de lucrat, dar sunt produsele mai gustoase, făcând fie făcute tradițional, ca la țară. Plăcinte moldovenești poale în brâu, cu brânză dulce, cu stafide, plăcintă cu brânză sărată, toate varietățile de plăcinte ca lumea să se poată bucura de acest festival. Brânzoaice din brânză dulce de vacă, amestecată cu stafide și ou. Avem plăcintă cu dovleac, făcută de prietena noastră, Getuța. Avem cuiburi cu nucă, dovleac la cuptor, salam de biscuiți și o plăcintă cu carne, cea mai gustoasă și mai consistentă. Se spune că trebuie să fie în așa fel de fragedă când ai cu pumnul să seară într-o mie și una de părți, că să se fărâme. Din asta e specificul ei. Plăcinta școlarului, adică îți rămâne în frigider șuncă, cârnați, cașcaval, ouă, le faci pe toate, le pui în tavă la cuptor și a doua zi dai la copil la școală. Juriul a trecut la degustat, iar cei care au făcut plăcintele au avut de povestit și rețetele, dar și modul în care au gătit plăcintele. Plăcinte umplute cu ciuperci și cu mascarpone din țara Făverașului, adus ca o noutate, o specialitate a nouă aici. Aici am pregătit o plăcintă cu spanac și telemea, brânză, cu un specific al pensiunii Ochișerica din Poiana Sărată. Bucuria organizatorilor a fost mare și pentru că au reușit să ajungă oameni și din alte zone pentru a prezenta plăcintele lor tradiționale și portul popular. Ați reușit să adunați aici gospodari din această zonă și din alte zone, ceea ce este foarte important, pentru că dacă vin oameni din alte zone ale țării, pot să cunoască frumusețele Văii Oituzului, care nu este foarte mult promovată prin lume, dar care este o vale superbă. Ca să meargă bine plăcintele, pe mese au fost puse și câteva băuturi menite să sporească interesul pentru bucatele gustoase. Cu ce merg plăcintele astea? Cu afinată, cu lichior de nuci, coțuică, și cu vișinată și cu poftă. Masa a fost asezonată din belșug cu muzică și dans. Ia uzi, ia! Până acum am dansat așa mai moșneșește. Hai să mai iuți să mă leac pasul. La dans s-a băgat și un fost ambasador al Marii Britanii la București din anii 1989-1992. I feel very good indeed and I'm delighted to be here in Hârja. I think it's a very important occasion and shows the vitality of the national traditions. Turiștii și localnicii s-au bucurat deopotrivă de plăcintele gustoase. Cu spanac mi-a plăcut cel mai mult. O plăcintă cu brânză excepțional de bună, ca să se spune pale în brâu. Da, o clătită excepțională, foarte, foarte bună. După deliberări, juriul a decis ca fiecare din cei 13 participanți să primească câte un premiu pentru munca depusă.